Salutare barbașanilor, vânătorul nocivanu este pe zonă. Ei bine, suntem chemați aici la datorie. Suntem într-o pădure bântuită, pe un teren bântuit și că. what, am crezut că e ceva animal acolo. Și că am fost chemați aici să l oprim pe skin walker, sau cum îi zic eu, împielițatul, pentru că traducere liberă ar fi uh, piele umblătoare și atunci sună su super ciudat. Acum ideea este că avem în felul următor foc pentru a găti sau pentru a ne încălzi, backpack-ul, mâncare, capcane, medkit și toteme, hunter, totem, astea sunt cele mai importante. Pentru că dacă cumva, bine, faze că odată puse nu mai poți să le muzi de acolo. Aici este harta și noi suntem în dreapta sus acolo. Și ideea este că pui totemele și dacă cumva ajunge în rază de 200 de metri în pielițatul, suntem direct activați și mergem pe el. Acum ca idee el e gigantic, foarte puternic și eu am un sniper, o macetă și cam, cam atât și nevoie de ajutor. Așa că dacă cumva sunteți pe zonă, aproape de pădure, hai și ajutați-mă. Până un alta mă puteți ajuta super mult cu un like și un subscribe. Like-ul vostru promovează, opa, -au ceva pe acolo, promovează videoclipul să ajungă mai departe și mă face pe mine fericit, bineînțeles părerea voastră acolo în comentarii, să mai facem, să nu mai facem. Am văzut că, și că sunt și alte hărți. În fine, bun. Sau cel puțin urmează să apară. Acum noi putem pune checkpoint-uri pe aici. Și cred că pentru început vreau să mă duc la apiță. Pentru că mi-o sărit cel mai mult în evidență. Gloanțe, avem 5 în sniper și hopa, e lumina acolo. Deci avem 5 în sniper și încă 25 pe lângă. Aici avem o plantă pentru, nu știu dacă o consum acum, gen, dar n-are ce să-mi crească pentru că asta îți dă viață. Na bun, mă, hai să vedem ce face împielițatul. Aici văd că am, hopa, Gloanțe, dar n-am nevoie. Aici văd că am găsit o tabără ceva, ok. Pot să opresc și pot să pornesc lumina, gen, o lanternă pe casca mea. Dar nu știu dacă îmi doresc asta. A, și uite, faza tare că după aia știi pe unde se mergi să mergi să-ți încarci viața. Și pe lângă asta, apropo, pe lângă faptul că trebuie să-l prindem pe împielițat, mai avem ceva foarte important de făcut. Să ne ferim de tot felul de animale. Ci că animalele de când au venit împielițatul ăsta pe aici au luat o razna și te atacă când te-au văzut, tu te atacat. Ursul, lupul, orice o fi. Și totuși zicea că, am auzit ceva din direcția aia. Totuși zicea că cică câinii te-ar ajuta să-l prinzi pe Skinwalker. Așa că... Hai să vedem dacă chiar ne ajută. Aici un tot... What? Bă, asta? Break. Ok. Cred că l-am supărat un pic. It's coming. Ok. A, da, mai avem și ceva flare. Ca să ne apărăm sau ceva. Aolo, nu știu de unde vine asta. Ajutor. It's coming. It's coming, it's coming, dar de unde it's coming? Ok, cred că din colo vine. <laughs> Prieteni. Nu mă, cât dau cu macetan, ca mă, dar ce mi-e frică mie. Asta-i să -i pun o capcană dacă... Dacă it's coming. Nu cred că pic el în capcana aia, mă, fi serios. Stai că... O, oh, mamă! Mamă, headshot! Ok, That was pretty, pretty close. Ce-a fost asta? Bă, eu o ia razna lumina. Gen, nu mai am baterie sau ce? Ok. Mă, dacă tot a venit în zona asta, deși nu cred că mai vine în zona asta, ar fi ok să punem un totem aici. Și punând acest totem avem în felul următor. Ori uh, ne dă 50 viață, dacă îi scădem puțin zona asta de de alertă. Ori ne ia 50 viață și crește un pic zona de alertă. O să fac o nefăcută. O să-mi iau 50 viață. O să dau și save. Și acum pot să... A, ah, uite ce fain se vede pe hartă. Gen, dacă trece prin zona asta, mă alertează direct. Acum eu m-aș putea duce înapoi la, la planta aia și să-mi încarc un pic viața. Și atunci cred eu că am făcut un trade corect, un trade bun. Doamne ajută! O vedea noi pe mai de... Parte? Bă, spăsările. Am crezut că e ceva și o pârlă, bă. Hai mai, pot să aprind și eu asta? Da, pot. Ok, acum încercăm să mergem să ne refacem puțin viața, să ne punem din nou pe picioare și îl căutăm din nou pe Skinwalker. Ok, împilițatu. Vă place numele ăsta împilițatu? Ok, nu mai pot să fug aparent. Prea mult. Ce, mă? A, ah, nu, nu, nu. Am și un trep acolo. Cred că asta e faza. Ok, planta este chiar aichișe. Bom bom. Am scos asta, și acum. Uuu, fii atent că îi trade buban. Adică gen planta aia mi-o refăcut cel puțin 50% din viață pentru că atât îmi lipsea mie, dar poate poate ți -o, îți face viața full, gen. Ok. Trebuie să mai găsim așa plante. Na bun. Deci noi mergeam către apiță, să nu uităm chestia asta. Și să vedem dacă o fi ceva în zona apiței. Acolo avem totemul, dacă o fi să fie. Bă, da, ce hit i-am dat, fără ca măcar să, să pun ținta. Aveam doar ținta asta mică. i dat direct baștârca. Hai să mai dăm un save. Să fie treaba, treaba. Na da, bun, mai avem un pic și ajungem la Apitz. Haide măi. Ok, fim, să fim cu ochii în patru. Bam, 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 bam. Apropo, follow -o pe Instagram, nocif.insta, dacă vreți să vedeți fățău de mare... Opa! Ce se întâmplă? De ce? Dacă vreți să vedeți fățăul de mare vânător. Ok, pe aici e o zonă de corturi. Cineva au făcut camping și ceva spune că... Nu mai apucat să plece! Bă, 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 asta nu e o... Ok, l-am speriat, dar știi ce? Gen, se mișcă ciudat. Ați văzut și voi? Asta se mișca foarte ciudat. Ok, hai să facem un foc aici. Și să, să gătim mâncărica. Că mâncarea asta ne reface viața. Asta este. Ce să facem? Avem chiar și medkit, dacă ne trebuie. Ah, asta dacă și acum. așa. Asta cei? Gun cleaning kit used to clean weapons just equip a gun to clean it. Ok, gen, pot să găsesc și alte arme? Sau cam care-i faza? Hop, hop, mai gătim puțin. Stăm aici la căldurică. Mai băgăm un pic de mâncare. Mă, dar au fost aiuria un pic. Gen, eu trăgeam. Și credeam că mai are o secundă până ajunge lupul lângă mine. Și stai mă, câinii nu trebuiau să mă ajute. Bă, nu mai înțeleg nimic. Ajutor! Stați un pic că se întoarce jocul pe dos. Ok. Asta nu sună bine. Asta nu sună bine, frate. Hmm. Cred că ar fi cazul să încep să pun cât mai multe toteme. Dar trebuie să le pun și strategic. Ca să pun încă unul aici nu prea merită. Bă, du-te, bă, acasă. One hit acum. Am început să învăț cât de cât cam, cam cum se mișcă, știi? Am două bucăți de mâncare, cât de cât e bine, nu pot să mă plâng. Așa cum gen, stați un pic că curios. Mai pot să dau încă 50 viață ca să-i cresc și mai mult raza? Sau sal? Chestia asta chiar, chiar, mă face super curios. Hai să ne întoarcem la totem, pentru că este exact aici Totemul frumos. Bun. Mai pot să dau? Nu mai pot. Asta au fost. Acum pot doar să-mi iau viața. ce-i ce tare. Practic, dacă bagi 50 viață în fiecare totem. Dacă ești aproape de, de un totem, poți să îți recuperezi viața pe care ți-ai dat-o. Ceea ce-i chiar tare. Sincer. Faină ideea. Nu, acum trebuie să mai explorăm și alte zone. Ok, la, la, pizza nu m-am dus peste tot, așa că hai să ne reîntoarcem la pizza și să vedem care este treaba pe aici. Și... dăm o roată la pizza și după aia o mai vedea. Um... Ok, cred că ar fi cazul să încep să mă duc după Skinwalker. Dar parcă m-aș mai uita un pic după niște mâncare. <laughs> Ca să nu mă duc eu pe împielița ta așa direct. Uite, am mai luat niște mâncare, să știi că nici nu erau. rău. Opa. Băvânița. Ok, let's go, let's go, let's go. Stai mă să beau un pic de ceiuc. Scuzați-mă două secunde. Mmm, mm, Bun, Ui ceiuc de ceva plante, nu știu, scrie și bio pe ceiuc, așa că trăiesc pe picior mare, vă. Okidoki. Opa! What? M-a venit frigul, dar am văzut ceva în fața ochilor. Ok, și dacă e frig, doar, doar tremur așa sau... Ok. Bă, mi-a crescut viața. Gen, de ce? Wait, what? Și de ce îmi faci în halul asta? Opa. Ce avem aici? Ia ce vedem da, apropo, că trebuie să-l atac pe timp de noapte pe el pentru că... Oh, medkit, let's go! Pentru că, ci El se ferește pe timp de zi. Ok, mai luam niște gloanțe. Mai băgăm un glonțuc acolo, să fie treaba treabă. Am stat un pic la foc, m-am mai încălzit la piciorușe și acum hai să vedem. Da, deci cam, cam pe aici ar fi a pizza cred că mai sunt alte chestii atât de importante și cred că ar fi cazul să începem să-l vânăm deja. Poate pot să merg prin apă, ia pot. Pot să înnogen. Hmm, cred că mai multe deplasezi așa. Ah, nu, 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 greșeală. Cred că nu prea ai indicat să intri în noaptea, având în vedere că îmi era fake fără să intru în apă, cred că nu prea ai indicat să mai intri și în apă. Cred și eu așa. Bun, hai să mai punem tot teme, bă. Salut! Da, pe asta nu cred că trebuia să-l omor. Cred că este exact câinele care m-a ajutat. Că am văzut că nu m-a atacat. Dar se mișcă foarte ciudat câinii. Și apoi am zis, mai bine să fim siguri. moddam am tremură imaginea de mă rupe. Hai să mai punem, uite, aici un totem. Nu știu dacă e cel mai bun loc, dar... Doamne ajută. Acum e o fază interesantă la la viața mea, dar nu se mai vede acum, nu știu de ce nu mai arată, am vrut să vă arăt. Zicea că am 120 din 120 viață. Chiar scria și pe ecran atunci când mi-a dat increased la, la, build a bon, bonfire to worm. Hai mă, lasă-mă că ne am nevoie acum. Hopa! Hai mă să facem dacă el vrea. Așa, aici văd viața, bă, lui Skinwalker. Hopa! E pe aici, bă! Băi în zonă. Wait what? Da era ceva interesant pe acolo, dar nu că mă duc pe el. Ok, am am gloanțele încărcate, am încărcătorul încărcat. ai că am ceva și eu dacă e. Stă că m au luat emoțiile. Da, de ce pe aici înseamnă? Nu, că de asta au făcut așa. Tă 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 tă. Oare o fi călcat în capcană, mă? Ia. Ia, bă. Deci trebuie să mai găsesc oase din elea să le rup. Că gen, spuse de el oasele alea, Și într-un fel sau altul rup blestemul. Și atunci, <laughs> îl chem pe mine, măi. Să vine la scandal. Ok, asta, asta e o străduță chiar paralelă cu strada asta. Nu calcă mă în capcană. Ad Ci că n-am carne. În fine. Asta este. Nu știu cum pot să-l chem. Adică nu știu. În afară de oasele ia pe care le prin și le distrugi. Mă gândesc că ar trebui să mă mai atace și el pe mine, nu? Că asta ar fi logic. Sau el mă atacă numai când distrug oaselele Poate așa funcționează jocul. Hai că vedem. Bun, mergem înapoi în... Uh, nu știu pe unde era, era o zonă cu ceva mașini din câte am putut eu observa. Hmm. Da, sunt și urși, sunt mai multe tipuri de animale pe aici, dar... Momentan... Noi n-am prea... Opa! Sunt... Nu! Cine-i mă ăsta? Bă! Mă, firar! Tre! Tre! Firar, tu să... Mamma No Mamma oh. Che in mostra Bu, oh, fino a E și What is this? Bă. Your health slowly regeneration. Gen, acum ne dă o abilitate în plus. No, vreau să-mi încarc mai repede. să încarc mai repede arma vieții. Ești de aici cu regenul tău, cu tot. Era bun și ăla, nu zic nu, dar... Bă. Nu știam că-și trimite și gen... Oameni transformați sau ce era acolo? Ok, a fost tare. A fost tare experiența. Da, m-am speriat un pic, trebuie să recunosc. Nu știu, oare ăla s-a activat din cauza faptului că gen am mers eu în raza lui? Sau pur și simplu după un timp? Ca să știu la ce să mă aștept. Gen, mai pot să dau de încă așa ceva, că dacă mai dau de unul... M-am cam dus. De fapt că te ajută un pic muzica. Eu deja știam că se întâmplă ceva. Adică... Cumva te pregătește puțin. Bun. Este că nu cred că mergem noi bine, mă. Nu mai știu unde am văzut chestia aia. Sunt prin munți pe aici. bun. Hai să mergem pe aici momentan. A, și noi chiar din zona asta am plecat. Mai pot să-mi iau niște gloanțe sau ceva. Mă, eu trebuie să mă bag cu Skinwalker, nu cu acoliții lui. Lasă, mă, bă, boace. Nu știu cum să-l fac pe ăsta, să-l chem mai repede. Ok, părerea mea a fost că, adică părerea mea e că a fost mai greu să mă bac cu ăsta decât efectiv cu Skinwalker. Deși Skinwalker ăla poate dacă ți dă un hit, îți cam regreți existența. Na. Măcar mă duc să-mi iau gloanțe. ce mai aici? Hopa! Am găsit urme. Ia să băgăm noi niște mâncărică. Așa, urgent. Și am cam găsit urmele lui Skinwalker. l am împilițat bă. Nu mă așteptam. Hopa. Jur că am văzut ceva. Și cumva în direcția asta, oi. Mă, câinii mi-arată unde-i skinwalker sau mă atacă. Ok. Ce urât. Deci câinii mă atacă, bă. Păi am crezut că mă ajută, că așa îmi scria în tutorial pe acolo. Căci că câinii te pot conduce la skinwalker. Păi nu prea se întâmplă asta, prieteni. Ok, hai să mai punem un totem din asta aici. Și dacă o fi să fie ne luăm heal de la el. Asta este, o să fie zona mai mică. Am pus așa la modul că mai bine să ai o zonă completă. Și atunci dacă e ceva să, să te duci. Undeva în zona asta m-au trimis. Hai să căutăm pe aici. Și acum faza lui că trebuie să mai tot găsesc eu animale să le, să le iau carnea. Că dacă nu, e cam jale. Rămâne fără hrană. Avem zero hrană în momentul ăsta. Ok. Let's go. Haide. Mă plimb ca nebunul prin pădure, bă. Nu mai dau nici de animale. Sper să dau de skinwalker. Ca așa scrie acolo la început. Și că numai eu sunt... Adică eu sunt alesul să-l prind pe împielițat. Bum, Bom, bum. Nimeni nimic. ha mă, dată. Arată-te. Ok. Pam, 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 pă Avem un turn de control acolo. Cred că încolo e acum el. Ok, poate, poate găsesc... Pa, uh... Pam, am luat niște gloanțe. Bă, pot să știu, nu m-am mai dus să iau gloanțele, mă. Bă, ce am uitat. Ok, nu merge aia deschisă. Poate mai găsesc... Cum era să pot să merg cu bicicleta? Uh, poate găsesc cu altă armă sau ceva, nu știu, că ați văzut că zicea că am luat un kit din ăla să curăț arma. Nu știu care-i treaba. Hop, hop, hop. Niște gloanțe aici. Nu, acum, dacă ar veni, să pot să dau câteva hituri de aici. Uh, cred că ăla ai bărlogul Bă Let's go Chiar în zona aia n-am fost până acum Și acum mi-o marca pe Oh my god, era să mă duc Acum mi-o marca pe hartă că cică Ar că am trebuit Să mă duc acolo Așa, pe aici nu mai e nimic Nimic acolo, hai să vedem Deci zice că ar trebui să fie Cumva în zona asta Ha mă, let's go mai avem un pic și ajungem, un pic mai mult. <laughs> da, am crezut că am mers mai mult. Uh, și acolo cred că o să găsim ceva, nu știu, ceva indicii, ceva detalii. Poate mai găsesc o urmă ceva și mi-arată direcția lui. Faza că eu m-am bătut foarte puțin cu el. Într-adevăr, nici nu m-am focusat până acum. Uite că nu mai am stamina așa mult. Nici nu m-am focusat până acum să mă duc să-l bat neaparat. Da, nici nu n am fugit de el. Adică m-am bătut cu acolitul ăla lui, ca aboșii. Și cam atât a fost în ultimul timp. Mai un lup, mai un nimic. Ha, mă, unde ești? Ia, știi ce facem? Îi punem chiar acolo la bărlog un totem. Dacă nu dăm de el pe acolo, îi punem un totem. A, ce-am făcut. Ok, până acum nu mi-am falling damage și nu știam că e posibilă chestia asta. Acum dacă mă atacă... M-am cam dus. Bă... Ok. Bun pentru mâncărică. Hai să mai gătim și noi ceva. Că e jale dacă nu. Și ar trebui să-mi pun capcane, probabil. Au! Nu voiam să-mi dau damage. Cred că de astea pot să pun câte vreau, nu? Bă, dar mi-am rupt picioarele, bă. Cred că ar trebui să folosesc un medkit, nu? Da. Bun. Nu mă pot duce să mă lupt cu el acolo. Opa. Mă, dar ăștia lupi sau așa face el? Nu știu ce am văzut acolo. O, mai fric pe aici. Ceva mașină, dar... Bă, nu-mi pasă, mă, de nicio mașină. Suntem să pun aici semnul să știu că în zona asta e o mașină și că poate fi lutată. Dar țelul meu e să ajung la bârlogul lui. Hai. nu urcă un pic de dâmb, pe bune? Fi serios. Ok, ok, hai să vedem. Deci, mergem easy peasy. Suntem exact la bârlogul lui, sau cel puțin așa. A, nu e bârlogul lui, măi, tot un asta. Ok, și atunci îl chem iar și o iau pe scandal. Hai să vedem. Mă urc să-mi iau high ground-ul. Și l aștept, frate. Ok. Îmi pun și o lumină. Care mai mult mă încurc, aparent, dar ca să nu mai fie fix, să nu mai tremur. Și vine prietenul nostru. Hai să punem și un totem. Sper să nu mă atace acum când, când timpul un totemul, că nebunesc. Dacă e să avem nevoie, hai să dăm save-ul și eventual uh, dăm piela și ne luăm viață. Oare poți în timpul fight-ului? Ca boșii? Ok, am cam pus toate totemele. Și acum trebuie să vină el, da. Ok, în zonă. Oh, my God. Bă, da, fuge de rupe pământul. E cam greu să-l bați. Sincer. Cât i-am scăzut? Nimic, aproape. Păi și acum cum îl mai găsesc eu? Mamă, tot trebuie din ălea să-l chem, să... Sau eventual după urme, dar păi nu găsesc nici urme, nu găsesc nimic. Mâncare ciuciu. -ciu. Hopa. Hai mă, lasă mă. Bă, da, ia iurea, mă cu lupii ăștia. Pe bune că ia iurea. Da, you died. <laughs> oh my god. În fine, cred că mă poate întoarce de acolo, nu? Da, mă lasă de unde. Ok. E bine, e bine, nu e rău. Bă, da, e iuria cu lupii, e iuria rău. Ați văzut că fac o mișcare din aia ciudată și dacă ai tras pe lângă... Nu știu, parcă îți trebuie și o armă mai automată, mai ceva acolo. Că stai cu sniperul din apropiere, bine, poți să-i dai toporul într-adevăr, nu m-am... Nu prea am încercat eu cu toporul. Hai să mai punem o capcană pe aici. Nu pot? A, păi n-am... Paolo, n-am carne. Ok. păi e foarte greu să-l tot prinzi. Hai să vedem. Ne mai chinuim un pic. ce e aici? What? Carne moca? Hai să-i punem aici capcană. Poate, poate. Cine știe. Deși nu știu dacă e cel mai indicat să-i pui pe drum. Nu știu cât își dă el seama și cât nu. Nu, no, acum faza e că eu am, am pus să prin zona asta, știi? Și dacă el nu merge pe aici, sunt trip. Hmm. Trebuie să fac cumva mă când îl prind, dau mai multe hituri de greu cu arma asta. Și faza e că odată ce ai prins un hit, aia au fost. Hopa, am mai găsit un... Ok, și acum ne zice că ar fi încolo. Hai să vedem. Dar văd că lui îi place să stea în zona aia de sus mai mult. Cred că dacă dăm vreodată reset, cred că mai bine în episodul următor dăm reset dacă vă place. Și cred că mai bine avem grijă și punem undeva în zona asta. Hai mă, lasă mă. Oh, urât. Am crezut că... Da, păi, da nu, că trebuie să ai grijă, deci nu pot, nu pot să sar deloc pe aici. Am dau și medkit-ul ăsta de încolo. Să mai avem un pic de acțiune și când mai jucăm O luăm de la zero dacă vă place Ca acum am înțeles mai Mai bine tactica Let's go Totul are mai multă logică acum Dar el, stă undeva în zona aia Deci Am eu impresia că aici ar fi lui În zona asta cumva Hai să vedem Măcar de la mai prinde si să-i mai dăm câteva hituri. Aici are ceva zonă. Ok, aici. Hai, medkit. Let's go. Și lanterna? Ha, mă, pe bune nu pot să iau la... care -i? No, bine, dar nu-mi zice... Stai un pic. A, ah, treia să dau oare exact în secundă aia. O trecut prin rază, dar... Nu știu. Deci cel mai bine e să pui în puncte, eventual. Pui unul în mijloc. Pui... Până... Opa. s auzit ceva? Trebuie puse mai strategic. Eu m-am gândit că pun așa pe o margine și sigur se duce pe margine. Dar aparent nu prea se duce pe margine. Aparent mai mult stă în partea asta. Poate din cauza că am pus eu pe acolo de aia. Și atunci trebuie să le creștem raza. Uite, vezi că aia are rază mare. Trebuie să ne tot dăm viață. A venit după urme și ciuciu. -ciu. Le ciuciu. -ciu. Am A, mai așteptăm să ne mai întâlnim o dată cu el. Am mai găsit o urmă și urma ne duce către el, sper. Hai, frate. Două Ok, nu poate fi prea departe. E undeva în zona asta. Dispare, dispare, dispare. Mă, ce are mă ăsta, mă? Dar deci trebuie să fie pe aici. La faza faină era dacă te mai ataca și el din când în când. Dar lui e frică, mă, de mine. Mă, da, așa cum... Bă, noi mai găsi o altă urmă. Asta o fugit de aici, îți dai seama. Și o țin tot pe drumul ăsta, dar copaci. Uite, aici voiam eu să vin. Dar ce tot văd, mă? Ai o fantomă? Ziceți voi. Ce-i chestia aia? Și aici ce avem? Hopa, Hoppa, medkit. Așa, gloanțe. Era fain de mai dădeam și de o armă de ceva. A, ah, dar n-ai unde să-l găsești. Fi serios. Îți trebuie tactică bună să-l prinzi. Mai degrabă el e fricos decât, uh, decât să se bată cu tine, știi? No. do și lasă-ne. Ok, capcane nu mai avem. Da, deci, nu, no, măcar poți face rost de medkituri, adică sunt câteva pe hartă, nu mă pot plânge. Dar pe el nu prea-l prinzi. Ok, dați-mi sugestii, chestii, cum să-l prindem mai bine, cum să punem mai bine... Opa, uite că am găsit și, să ținem minte, plantele, nu știu dacă rămân în același loc. Uh, nu, no, cum să pun mai bine totemele pe hartă, eu m-am gândit unul în mijloc, gen chiar aici. După aia, eventual, uh, unul în partea asta, unul în partea asta și unul în partea asta. Și atunci chiar mai partea asta ar mai rămâne liberă, dar oricum pe acolo nu cred că circulă prea mult, sincer. Că uite și prin zona aia nu merge deloc. Cam așa mă gândesc eu. Na, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă încă ne-ați butonul de like și ați ajuns până aici, clar merită să-l apăsați. Un subscribe pe sclonțopel și un follow pe insta.nocif.insta. .insta. Vă și cu respect și pă,